să ferească Dumnezeu să înveți germană de la amatori. Ține minte ce spun eu acum. Majoritatea materialului pe care tu îl găsești pe internet îi făcut de niște, cum să spun, habarniști nepricepuți, cei mai amatori care s-au născut, ăia care nici nu știu germană. Uite, ca să nu zici că sunt rău, Îți arăt un exemplu. Am primit de la cineva o pagină de zețe in pe care ci că să o public ca să învețe elevul ceva. Dar spre norocul meu, eu un verific materialul și nu. Când am văzut ce sunt în stare oamenii să vă învețe câte prostii, mi-am făcut cruce și am zis, Doamne, nu mă mir că ăștia nu știu germană. Pentru că învățați din atâtea surse, citiți pe toate paginile, toate prostile, învățați de la toți amatorii care vă învață ce lingură, furculiță și cuțit derdidas. No, fii atent. Acum vă arăt pagina asta. Și cine știe cele 20 de soluții, să le posteze într-un comentariu și va primi de la mine un stick cu videourile mele cele mai importante în format MP3, pe care poate să le asculte în mașină, pe calculator, oriunde. Și nu doar asta, o să primească și o dedicație din partea mea pentru că a făcut corect propozițiile. Fii atent, prima propoziție um acht nahm ich eine itse. Cum adică? O luat, ce -o luat? Un ițe. Ce la Itze, că l scris cu mic, o fi înghețată din engleză? De ce e aine? Gândiți-vă, cum ar fi corect propoziția asta? Svai Peter stig of bus. Cică Peter se urcă pe autobuz. Dar nemții de când se urcă pe autobuz? Dar ce repare el acoperișul autobuz? În loc de auf, trebuie altă prepoziție. Și trebuie la bus articol. Hai, corectează. Fă corect și lasă în comentarii. Sau auzi asta. La drai. Ich schrie meine Lieblingssong. Cum adică șri? Ai strigat? Cum adică mine libling song? Dar ce? Știi tu articolul corect de la song? Crezi că e feminin? Ăla care știe corect să lase în comentariu, ok? Auzi, a cinci. Ich hatte caput mai farad. Și că hatte caput. Acolo vine caput. Și mai farad? ăsta e articolul de la farad? Nu! No. Mai sunt încă 15, găsiți greșelile și corectațiile. Căci o să vă prăpădiți, o să râdeți de nu mai puteți cât de amator sunt ăștia care vă învață pe voi doici. Păi băi, și atunci să nu vă mirați că nu știți dacă învățați din toate sursele. Eu încerc să vă învăț în fiecare zi cât mai corect. Și încerc și să vă recompensez, cum ați văzut, cu premii, cu sticlă, cu cărți și cu cursuri. Vă mulțumesc că mă urmăriți, învățați în fiecare zi ceva nou și nu uitați să fie pace. Tschüss.